Caz revoltător în județul Brașov, o bătrână a fost aruncată în stradă din locuința în care locuise aproape 30 de ani. Casa aparținea Bisericii Evanghelice, iar terenul a fost vândut la licitație. Femeia are acum 74 de ani, iar un sfert din viață a trăit în cantonul Ocolului Silvic din Râșnov. Ca să poată locui acolo, a făcut o înțelegere cu cei de la canton. Are grijă de clădire și poate sta toată viața în ea. Numai că instituția și-a dat seama că poate scoate bani din clădire, aceasta fiind căutată de turiști. Așa că au scos-o la licitație. Eu nu eram acasă, tot așa eram dusă la doctor și când am venit, lacătele puse... Imediat, bătrâna a fost evacuată în papuși de casă, fără medicamente, fără haine, fără bani și fără acte de identitate. M-a dat afară, nu eram acasă, mi-a rămas tot înăuntru, n-am acte, n-am pastile, n-am nimic. Nu mi-a venit să zic, uite, ți-am dat o locuință acolo, acolo, undeva, nimic. Nu știu nimic, n-am primit nimic la mână, nimic. Sunt terminată, nu mai pot dorm în corp. Cortul în care stă acum femeia a fost împrumutat de aceasta. Spune că nimeni nu s-a oferit să o ajute, nici primăria din localitate, nici proprietara terenului pe care se află cantonul, adică Biserica Evanghelică. Este? Bucata care este aferentă a acelui canton, da, este închirat. L-am dat în chirie a proprietarului care deține cantonul. S-a găsit o variantă la un alt canton care aparține tot de Direcția Silvică Brașov. Variantă pe care doamna Călugăr a refuzat-o. În luna martie a venit încă de două ori în audiență la domnul primar. I s-a propus o nouă variantă la blocurile MAN de la intrare din Râșnov, variantă pe care din nou a refuzat-o. Problema cu varianta propusă de primărie este că locuința s-ar afla la 5 km de oraș, iar în zona respectivă nu există farmacii sau magazine alimentare. I-au promis un canton care provizoriu, două luni, muți un bătrân de 74 de ani, dar toate astea sunt promisiuni verbale, deci înscris, însă n-a primit nimic. A fost în audiență la primărie, a depus cereri, niciun răspuns până în ziua de azi. Primăria? Primăria a spus că ei n-au locuințe și singurul ce poate să-i ofere acest canton. Femeia are o pensie de numai 590 de lei și trăiește acum din mila vecinilor, care aduc mâncare.